Turcu are un invitat de elită care vă ajută să treceți peste șocurile emoționale fără să devastați rafturile de biscuiți. Oana, ai legătura. Da, bună ziua, bună ziua. Să mai trecem și la lucruri serioase, că în zona aceea cu plajă și cu litoral văd că doar de glumele arde băieților. Eu am aici lângă mine un adevărat domn, un tip absolut extraordinar, un antrenor și nu orice fel de antrenor, ci holistic. Bun venit, dragul meu, Vasile Păun este prietenul invitat astăzi alături de mine. Mulțumesc de invitație, dragă Oana, și îi salut cu bucurie pe toți cei care ne urmăresc acum și altădată. Da. Vreau să începem așa săptămâna în forță și să le dăm celor de acasă toată energia și puterea și forța și metodele de regenerare. Ce facem, dragul meu, când astăzi, după un weekend, venim la serviciu și șeful începe să bată cu pumnul în masă că nu suntem așa cum trebuie, că parcă nu ne-am pus ecusonul bine, că parcă nu e fusta la fel de scurtă ca și vineri și ce am făcut și de ce nu ne facem datoria? Ce facem dacă ne certăm cu soacra? Ce facem dacă, nu știu, vecinul a parcat în locul nostru? Ce ne facem noi? Cum reacționăm? Și cum încercăm să ne regenerăm pe loc? Da. Și să plec de la prima idee, că dacă șeful bate cu pumnul în masă, așa? Noi avem la dispoziție posibilitatea de a ne bate cu pumnul în piept. Și sau acum, cu piciorul în pământ. Dar serios, este o practică extraordinar de simplă și foarte eficientă de reechilibrare. Pentru că timusul e o glandă de aici, din zona pieptului, joacă un rol extrem de important în percepția realității și dacă eu percep că sunt în pericol, mă simt în nesiguranță, trăiesc o anumită tensiune, da, atunci această resetare a timusului și sigur, dacă mi este la îndemână, pot să iau vârfurile degetelor și ca la vals, așa, 1, 2, 3, 1, 2, 3, accentuez pe 1. Când chiar 1, în 2, momentul 3. În care te-ai enervat? După ce, dacă nu pot în acel moment când șeful bate cu pumnul în masă, pot să stau cu mâna pe piept, așa. Da, chiar ce-ar fi, știi, da. Să ții pe șeful la tine și să-ți pui mâna așa, mă scuzați, știi, în zona aceasta. Trăiesc o emoție puternică, da, în domnul, acest moment. Domnul director, simt o durere în piept. Dați-mi voie să mă uit și la ea, vă ascult cu atenție. Da, exact. Dar, în mod real, această acțiune asupra timpului, fie într-un mod discret, poate să fie doar o palmă pe care o presez în zona asta, poate să fie un pumn gol, dar foarte eficient, după ce am părăsit locul tensionat cu pricina, adun vârfurile degetelor și 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Și dincolo de această mișcare ia simplă... Ia să vedem dacă Moris a reținut. Ce zici, Moris? Cum e când mai țipă domnul Brancu? Cum faci? Ia, faceți un exercițiu, vă rog frumos. Uite așa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gata. Caravans. Merge? Funcționează? Caravans. Sigur, e foarte important să acompaniem această mișcare, da, aparent mecanică, cu o stare de prezență și cu o afirmație interioară, că atunci se întâmplă lucrurile în noi. Când integrăm trei aspecte. Doar când integrăm trei aspecte. O mișcare fizică, respirația și un anumit gând pe care îl rostim în acel moment. Aha, și deci degeaba te gândești dacă nu le faci pe celelalte două și invers. Da, e ca și cum ai face, emiți gânduri sau respiri sau faci tehnici. Dar nu le transmiți. De dinamică corporală. Da. Alchimie, în sensul de transformare reală interioară, înseamnă integrarea celor trei. Și lucrul în sine, cu orice aspect din viață, trinitatea, e o dovadă că am ajuns și noi la un nivel de maturitate. Și am să explic din perspectiva asta. Dar terminând această bătaie cu pumnul în piept, acțiunea timusului, pot să-mi spun ceva de genul, eu sunt plin de energie, sunt plin de viață, sunt plin de iubire. Formule care fiecare, suntem ființe libere, ființe suverane, creative, găsim propria formulă sau mă simt ok în acest moment, totul este magic în realitatea mea. Și asta dintr-un chiar mod... dacă nu e, chiar tu să-ți spui este. Că este. Păi da, că aici e chestiunea. Oamenii obișnuiți
văd ce este, vorbesc despre ce este și nu fac decât să mențin acest ce este. Oamenii mai neobișnuiți și mai educați și mai informați în privința tratării acestor aspecte emoționale văd și ce e posibil să fie. Adică mă uit la ce este și mi-aleg starea de deja reechilibrat. Un lucru extrem de important. Deci nu mă duc în birou și spun m-a certat șeful, tâmpitul ce a făcut, îmi dau demisia. Nu, dimpotrivă. Sunt puternică. Ceva. Da, mă simt bine. Mă simt bine. Și pot să pun o întrebare foarte simplă și extrem de puternică. Îmi place frecvența la care vibrez acum? Iată, ce rost are o astfel de întrebare? De regulă, când vine o astfel de emoție și mintea mea este neantrenată, eu devin emoția. Și mă identific cu emoția și trăiesc emoția și povestesc și colegilor de întâlnirea nefericită cu șeful și rămân acolo în povestea aia. Ei, e necesar să realizez că eu sunt mai mult decât emoția aia, mai mult decât un gând care poate să apară, mai mult decât o senzație pe undeva prin corp. Și atunci... când îmi pun o astfel de întrebare, eu mă decuplez, ca și cum fac un pas în spate și încep să mă privesc și să privesc emoția. Și repet întrebarea, că este simplă și extrem de importantă. Îmi place frecvența la care vibrez acum? Și când mi-am pus întrebarea asta, păi mă uit în mine. Deci dintr-o dată m-am decuplat de trăirea frecvenței, de trăirea emoției și fac pasul în spate. Și încep să trezesc, să activez ceea ce se cheamă observatorul. Cel care, ok, emoțiile vin și pleacă, dar eu învăț să le observ. Și când mi-am pus întrebarea, după aceea resetez și timusul și dintr-o dată chimia mea hormonală trece dintr-o zonă de nesiguranță, dintr-o zonă de luptă sau fugi, cu hormoni de stres, de adrenalină, de cortizon, într-o zonă de hormon de fericire. Adică timusul ăsta dă semnalul și încep din cap să generez acei hormoni mulți care se termină în ină, de la serotonină, dopamină, oxitocină, deci care îmi dau fizic o stare de bine. De bine. Așadar, iată o primă tehnică extrem de importantă, prefațată însă de această nevoie constantă de a ieși din ciclurile emoționale, de a ieși din minte. N-am cum să gândesc mai bine decât mă simt. Și atunci trebuie să fracturez ciclul ăsta vicios în care aș intra. Îmi place frecvența la care vibrez. Răspunsul e retoric, nu? Absolut. E, da, nu. Dincolo de că asta... n-ai cum să fii mulțumit că suferi. Exact, exact. Însă ce faci? Începi să te uiți la suferință. Începi să o observi. Să devii un martor al suferinței și nu să fii suferința însăși. Ceea ce foarte interesant. Ceea ce este esențial. După care... ce-i faci? O vezi? Da. Există? Da. Te uiți la suferință? Ei, aici e o discuție deja despre tata și mama din fiecare dintre noi. Când am un tată puternic în mine, adică o energie masculină, indiferent de sexul pe care l-am adevărat, această energie masculină dă atenție suferinței. Îi spune, te văd și stau cu tine. Stau cu tine. Iar mama îmbrățișează această suferință și radiază energia inimii, adică expir cu blândețe către zona pe care o simt în dezechilibru. Că e o emoție care o simt undeva în piept, că e o durere care o simt undeva în corp. Deci am nevoie ca al meu copil interior să fie fericit, da, tata să fie atent și mama să trateze cu blândețe, să îmbrățișeze suferința. Suferința. Și atunci familia asta lăuntică, interioară, tată, mamă, copil, este în armonie. Și îți dai seama, te uiți la un om și te prinzi. Adică ai un criteriu foarte simplu. Cum este copilul interior? Altfel spus, omul este sănătos, dacă și vital. Vitalitatea este expresia faptului că am viziuni mărețe, tata știe ce vrea și mama susține aceste viziuni. Interior.
Sunt vesel, sunt bucuros. Păi bucuria pe care o am vine din faptul că tata este atent, este prezent, este disciplinat și observă fiecare stare a copilului interior. Și când copilul interior se supără, zice: hei, îți dau atenție. Și mama este plină de compasiune și îmbracă cu blândețe această suferință sau stare emoțională. Poți vedea și din exterior copilul interior și invers? Păi îl vezi după cum se exprimă omul. Uite, copil... eu sunt pacientul. Da, nu. Eu sunt pacientul. Cum e copilul interior? Tu ești doar Oana, e fără cu pacient și cu tată. Eu sunt Oana. Însă și ideea asta, când spui așa, induce ideea că am avea boli, am fi nesănătoși, am fi neintegri, practic. Și ceea ce e important să aducem din ce în ce mai mult în atenția celor care ne urmăresc, faptul că avem puterea reală, fiecare dintre noi, să ne autovindecăm, să ne regenerăm. Și atunci, numai când îmi pun o întrebare de genul acesteia, îmi place frecvența la care vibrez, eu nu fac decât să fac un pas în spate și să devin conștient de propria mea putere și să-mi recalibrez frecvența. Minunat. Și apoi intervine lucru în orice tip de dezechilibru, lucru simultan, dacă pot să spun așa, cu cele trei creiere pe care le avem. Avem trei creiere. Avem trei creiere. Foarte și... Asta e o veste bună. Nu știm ce fac, dar nu știm cât dorm sau știm câte avem, amorțite sunt. Știm că avem creierul ăsta care are miliarde de neuroni. Inima are și ea un creier cu neuroni. Oamenii de știință au numărat vreo 40.000 și foarte important și mai puțin știu, cel puțin în cultura occidentală, cu toate că lumea occidentală a descoperit treaba asta, acest creier abdominal, acest creier intestinal. Ei, fiecare are o funcție și în tratarea oricărei suferințe, inclusiv în practicile de tip real, că lumea ar vrea așa, dă-mi o tehnică care doar să zic abracadabra și să zâmbesc din nou ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Exact. Ei, e necesar să utilizăm această trinitate și această logică a lui 3, pentru că toate cele trei creiere au nevoie simultan. Simultan e o figură de stil, că da, le iau pe rând, dar sunt și practici cu care pot să lucrez simultan. Ca să le aduc la o stare de relaxare a undelor lor, pentru că fiind creiere, emit, radiază, generează unde și primul creier după o astfel de tensiune și toate situațiile pe care le-ai evocat este creierul inimii. Aici e necesar să pun accentul. De ce? Pentru că frecvența emoției pe care o trăiesc aici influențează calitatea undelor cerebrale și calitatea undelor din zona pântecului, din zona plexului. Și atunci ce fac aici? Mă duc cu atenția în inima mea fizică, cu înțelegerea că inima fizică este cel mai mare generator de câmp electromagnetic din corp. Inima mea radiază, răspândește biofotoni încărcați cu anumite sentimente, dacă știu să fac asta, în întregul corp. Și atunci, după ce mi-am pus întrebarea, mi-am resetat timusul, într-un fel sunt mai predispus să mă uit la mine și duc atenția în spațiul inimii și scot de aici o stare. Adică în multe culturi e important și oamenii învață cum se exprime blândețe, o stare, cum se exprime bunăvoință, cum se exprime apreciere, recunoștință, compasiune, acceptare, iubire necondiționată. Astea, dincolo de cuvinte frumoase, ele sunt stări măsurabile, observabile. Chiar folosesc în practici diverse device-uri. Institutul Inimii din California, nu știu dacă e cu... fără să fac promovarea nimănui, pur și simplu mă pasionează treaba asta și măsor cât de coerent este sentimentul meu de recunoștință. Îmi pun ceva în ureche, mă uit pe calculator sau pe telefon și îmi dau, pot să stau 3 minute, 5 minute cu o stare de compasiune și cât de mare este coerența pe care o manifest. De ce e important lucrul ăsta? Dacă reușesc prin antrenament
2-3 minute, după un astfel de șoc emoțional, eu să revin cu atenția în spațiul inimii și să invit oricare din aceste sentimente, care mi-e mai ușor să-l trăiesc. Unii cu ușurință simt blândețe, alții bunătate, alții recunoștință. Da? Și să permit acestui sentiment să stea în spațiul inimii, că să rămână aici, mă uit la el cum crește, cum se dezvoltă. Și pot să și măsor, cum ți-am spus, treaba asta. Adică nu e așa o poveste. E rigoare multă în a trăi un sentiment coerent. Făcând treaba asta, deja inima mea transmite semnale și frecvența undelor cerebrale scade semnificativ. La fel liniștesc și zona intestinală. Și iată o practică importantă, doar să respir cu atenția pe inimă și să mă gândesc la un astfel de sentiment, să le evoc, îmi spun, eu sunt blândețe. Eu sunt blândețe. Și cu atenția în zona inimii, las blândețea, în primul rând să se așeze aici, să o simt și apoi cu... respir din ce în ce mai suav, mai profund, eu radiez biofotoni încărcați cu blândețe în toate celulele mele. Și deja corpul meu devine blândețe. Ei, și când ating cu blândețe sau cu bunătate, că e o atingere, că e o îmbrățișare, senzația este cu totul și cu totul alta. Deci, practic, să transform sentimentul acela de ură, de răzbunare, de... nu? Da, față de... Da. Cum spuneam, situația față de șef, creată, față de soacră, emoția față de... respectivă, exact. Da? Învățăm ca în loc să ne lăsăm purtați de emoție, să facem ceva mult mai deștept, mult mai inteligent. Și anume să creăm noi sentimente, dăm minții o altă preocupare decât să rumege emoții și gânduri acuzatoare la adresa celor care ne-au generat diverse stări benefic pentru tot corpul nostru. Absolut. Hai să ne oprim puțin la zona intestinelor. Pentru că e chiar foarte interesant. Este pentru că, te rog. Sunt foarte multe studii, nu? Despre al doilea creier. Exact, care spun că, practic, intestinele, așa cum ai spus și tu, reprezintă al doilea creier și că somatizarea este emoțiile. La nivelul intestinelor cea mai frecventă. Absolut. Și dincolo de faptul că avem aceste 100 de milioane de neuroni în intestine, creierul ăsta, din fragedă pruncie, am învățat să-l neglijăm și să ne îmbutăm în cap. Da. Și zona asta, creierul ăsta, jobul lui este să armonizeze toate organele interioare. Dacă ar fi antrenat și dacă am avea neuronii cu rutine făcute ca să facă chestiunea aceasta. Știi ce facem? Din lăsăm prietenii să prindă un moment de publicitate, timp în care îi rugăm să-și ia, așa cum știți la ora aceasta, un pix și o hârtie și să vă notați foarte clar ceea ce urmează să vă povestim în continuare, apropo de intestine și de somatizarea la nivelul și de importanța creierului. Lucrului cu organele, da, interne, exact, care ele depozitează emoții, practic. Da, deci iată practic de unde apar durerile. În cel mai multe cazuri, durerile în trupul nostru apar tocmai din trăirile și emoțiile pe care le avem. Da. Discutăm despre acest lucru imediat după publicitate. Da, revenim în forță cu cele trei creiere ale noastre și am ajuns la creierul intestinal, creierul abdominal, care are nevoie de atenție, în sensul că e necesar să fie antrenat să suporte intensități emoționale din ce în ce mai consistente. Și noi, dacă de mici suntem antrenați să fugim de emoții, normal că aceste emoții se pun undeva, pentru că acest creier nu mai e antrenat să le gestioneze și furia se pune pe ficat. Cum adică de mici suntem? Suntem puțin sau mai mult analfabeții emoționali, că dacă de mici învățăm să spunem poezii și mutăm atenția doar în cap și nu mai simțim zona asta a pântecului și nu mai ne uităm, părinții, educatorii, ce spuneau părinții când aveai emoții?
Lasă că-ți trec. Plus că ideea băieții nu plâng sau lucruri de genul ăsta. Nu e ok să spui așa, nu? Da, băieții adică e important să observăm emoțiile și chiar să creăm copiilor un mediu în care ei să experimenteze o gamă cât mai largă de emoții. De ce? Pentru că așa se dezvoltă creierul ăsta. Face rețele neuronale în abdomen stabile. Și sigur e necesar să și primenim creierul ăsta, pentru că din toate cele trei creiere, ăsta este singurul care produce energie. Inima consumă energie, capul nu mai vorbesc, creierul intracranian, 80% din energia noastră e dată de gândirea excesivă pe care o avem. Așadar, ori de câte ori avem o tulburare, un dezechilibru, că e emoțional, că e mental, că e de natură fizică, e important să conștientizăm necesitatea de a lucra simultan la toate aceste trei paliere. Sunt practici speciale pentru deschiderea inimii, pentru sincerea unei emoții, sunt practici care ne sporesc vitalitatea și implicit creierul abdominal și prima dată să-i dăm atenție, să stau cu palmele pe ombilic și să simt această zonă. Mă reconectez cu ea. Și sigur sunt și practici de liniștire a creierului din cap, a minții observatoare. Cea mai simplă, rapidă și la îndemână practică este infinitul. Sunt, după o discuție cu șeful sau orice altă tensiune, mă așez undeva sau mă întorc și duc atenția în centrul capului, văd un simbol al infinitului, ca și cum mi-am introdus așa un sertar cu infinitul în cap, iau o sferă, o așez, o sferă de lumină albă, o așez în centrul infinitului și încep să plimb bila pe simbolul infinitului, încep cu dreapta sus. Da? Infinit. O poziționăm orizontal. Da. Infinitul e orizontal în cap și eu prin bila și practic sfera aceasta de lumină ea parcurge ambele emisfere. Și nu mă uit la cum prin bila, ci la senzația. E o senzație reală care apare că se mișcă energia în cap și mișc și lumina în cap. Și când lucrez la toate cele trei paliere și neuronii din cap și energia și lumina, toate trei, atunci apare un efect alchimic. Și asta e o practică foarte simplă, foarte la îndemână, de echilibrare a acestui creier intracranian. Și sigur, dacă e să ne ducem la practici o leacă mai avansate, putem să ne imaginăm în cap o dublă piramidă. Adică o piramidă cu vârful în sus, una cu vârful în jos. Să această dublă piramidă, care are un denumire, se cheamă octoedru. Deci, pe măsură ce ea se învârte în cap, eu învăț să respir într-un anumit fel. Și prima dată desfund niște canale. Adică când inspir, aduc aer prin perineu, prin coloană, până în cap. E, ca să spun așa, energia pământului. Mă conectez la viața pământului și expir această energie prin octaedru în cap. Cam cum ar fi respirația? Uite așa. Expiru de două ori mai prelung decât inspiru. E ca și în viață, trebuie să dai mai mult decât primești. Da? Ca idee. După care desfund, ca să zic așa, și canalul cu cerul, cu soarele, cu luna și percep cum aduc în octaedru această informație, acest flux de conștiință care vine prin creștetul capului în cap, ți-l radiez în cap. Și după 3-4 mișcări de jos în sus și de sus în jos, de-abia atunci încep practica propriu-zisă, în care când inspir, inspir deopotrivă și aduc energia și pământului și a cerului în această geometrie și o expir în cap. 3 minute și suntem ca noi și se regenerează foarte rapid o stare de vitalitate, de prezență care chiar funcționează. Adică, iată o practică extrem de simplă. Simplă și eficientă. Da. Și sigur, după toate aceste momente tensionate, e important să și ne recalibrăm mental. Adică
De regulă noi ne poziționăm. Și asta îmi place, asta nu îmi place. Și suntem în logica bine-rău și ne uităm cu cei doi ochi. E necesar să mai facem ceva ca să privim situația, ea zice, din vârful triunghiului, adică din al treilea ochi, cum ar spune unii. Dar nu în sensul mistic și poate mai puțin înțeles de cei care ne urmăresc, da, ci pur și simplu foarte banal, duc atenția aici, între sprâncene. Între sprâncene. Deci doi ochi și ăsta este vârful triunghiului. Și mă uit la această zonă dintre sprâncene, ea se hrănește natural cu atenția. Mă gândesc și simt o senzație acolo. Care e impactul? Cu cât simt mai mult o senzație între sprâncene și apoi deschid ochii și rămân cu atenția între sprâncene, eu privesc viața, interlocutorul, situația din vârful triunghiului. Nu mai sunt cu plăcut, neplăcut. Văd situația, văd și partea plăcută și partea neplăcută, dar o privesc cu neutralitate. Și văd orice persoană cu care mă întâlnesc din această perspectivă. Îl și privești în zona aceasta sau doar tu privești? E de preferat să faci lucrul ăsta. Să te uiți în... Da, să te uiți, da, deasupra, nu neapărat. Unii nu suportă privirea direct în ochi. Dar dacă îl privești în această zonă, este o atingere mai specială pe care o oferi. Și să-i și transmiți gândul pe care vrei să-l comunici. O simplă stare, o simplă prezență, uneori e mai benefic să transmiți nimic. Da, este de fapt cea mai profundă transmisie este a nimicului, adică sunt doar un spațiu de prezență, fără să mă gândesc că îți fac un bine sau că și transmisia asta de bine, într-un anumit sens, înțelegând logica asta cu bine și rău, duc pe gândurile de bine și frecvențele joase pe care le am în mine. Și atunci, fiind în vârful triunghiului... Ești văzut bine, practic, dacă dai bine. Da. Da, da. Și contează foarte mult cum te uiți la oameni, pentru că în funcție de asta așa îți răspund și ei. Real. Dar învățăm să ne uităm din vârful triunghiului, ca să percepem la fiecare ființă și aspectele plăcute și cele neplăcute și doar să luăm act că este. Foarte interesant. Într-adevăr, un antrenor holistic aici cu noi. Am învățat foarte multe și cred că, dacă avem timp, eu am auzit că se face o tabără foarte interesantă. Fac multe tabere. Da. Acum, anul acesta, tema majoră este intuiția și reconectarea acestor trei minți ca să ne transforme niște ființe cu adevărat și intuitive și inspirate și instinctuale. Iată trei I-uri importante de conectat. Și sigur, un ingredient important al acestor tabere este practica în întuneric și nu numai. Practica în desculț, în natură, sunt activități de 10-12 ore pe zi, în flux, o parte în întuneric, ședințe de la 2 ore la 3 ore în întuneric, 2-3 zilnic și sigur zonele în care mergem și momentele în care mergem au și ele o semnificație importantă și contează treaba asta. De pildă, dincolo de ciclurile lunii, ciclurile solare, de echinocții, solstiții, mai sunt câteva momente foarte speciale și mult așteptate, cum ar fi aceste momente din luna august, 8-a, de exemplu, da. Este un moment care ne conectează. El este denumit din străvechi, inclusiv în cultura dacică și nu numai, pe toată planeta. Momentul ăsta deschide o poartă de conexiune, îi spune poarta leului, da, care avem șansa atunci când intrăm conștient printr-o astfel de poartă și când spun asta să nu ne gândim la ceva din filme, da, accesez o stare de conștiință, practic, care te pune în contact cu niște coduri de lumină care activează noi și noi aspecte din ADN-ul nostru. Vom mai povesti despre acest lucru chiar până să ajungem în acea zi. Mulțumim foarte mult. Și eu mulțumesc. Ne mai vedem aici cu informații utile. Acum dăm legătura dincolo în studioul numărul 1. Mulțumim foarte mult, Oana.